Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc pentru prezență și echipei proiectului, celui al doilea proiect al Teatrului George Ciprian din 2023, un proiect care face parte din programul cultural de management pentru anul 2023. Este un proiect care se adresează comediei universale. Pentru că avem aici și încă o dată mulțumesc că sunt alături, pentru că aveau repetiții și i-am luat de repetiții, i-am luat cumva să vin aici. Încă o dată le mulțumesc pentru prezență. Vreau să le spun bun venit noilor colaboratori din această echipă, dar întâi o să vă prezint toată echipa și sigur n-am să vă dați seama care dintre artiștii din acest proiect sunt noi veniți în Teatrul George Ciprian. Aș începe cu regizorul spectacolului, Tati Costin, apoi cu Tati Costin, cum veni și Codrin Boldea, care este scenograful acestui spectacol și unul dintre personajele acestui spectacol. Nicoleta Pâncu, Denis Marianu, care este pentru prima dată, cred că Nicoleta a mai fost la numai toate spectacole, dar Denis Marianu cred că este pentru prima oară în acest teatru cu Zoia, Teatrul George Ciprian, și mulțumesc pentru că am acceptat colaborarea cu noi. Și nu în cele din urmă, Diana Puclici, care este mai veche colaboratoare a noastră și mulțumesc că a acceptat să fie și ea în acest proiect. Zeul Măcelului este proiectul de care vă spuneam cel mai devreme. Este un text scris de Iasmina Reza, o scriitoare și una dintre cele mai de succes scriitoare din Franța, care este publicată și tradusă în peste 35 de țări. Titlul original al piesei este Le du Carnage, scrisă în 2006 și regizat în 2008 de însăși scriitoarea, pentru că este cunoscută și ca regizor și ca actriță, romancieră, traducătoare, deci este un artist complet. Pe scenele teatrelor din România s-a pus această producție destul de des, pentru că este un text și un spectacol care are și foarte multe premii, pe care aș amintit premiul Tony din Statele Unite ale Americii pentru cea mai bună piesă și din Marea Britanie pentru cea mai bună comedie. Laurence Olivier se numește premiul. Sunt multe alte premii, premiul Molière, dar ce este că este o scriitoare care este caracteristică omului acid francez. Despre spectacol nu o să vă spun prea multe, pentru că doar atât, că este de fapt descris ca o lecție de bune maniere fără maniere, aș putea să spun. Faptul că premiera acestui spectacol a fost aleasă pe 27 martie, nu a fost întâmplătoare, pentru că pe 27 martie este Ziua Mondială a Teatrului. Așa că Teatrul George Ciprian a căutat să bifeze acest mare eveniment cu un spectacol care face parte din dramaturgia universală și contemporană, pentru că, așa cum am spus, Iasmina Reza este una dintre cele mai de succes
regizorul spectacolului Tatii, după care va invita pe fiecare dintre protagoniștii din acestui spectacol să spună câteva cuvinte despre personajele din acestui text, personajele, cum s-au regăsit, personajele respective, sau dacă își doresc să vorbească și despre faptul cum s-au simțit la noi, la teatru, și dacă vor mai colabora cu noi. Eu sper, pentru că vreau să profitați de regizorul spectacolului, pentru că pe el vom vedea doar astăzi, după care vom rămâne cu distribuția spectacolului pe care o vom avea de mai multe ori în scena teatrului George Ciprian. Tavi, te rog frumos, dacă vrei să iei cuvântul. Se pun în discuție tot felul de teme atât de delicate și, nu știu,
diferit de, nu, dificil cum de abordat. E foarte interesant ce o să vedeți, e foarte interesant tot contextul practic pe care l-am creat împreună cu ai mei colegi din Nacional, cu Tavi, cu regizorul. Și cred că o să vedeți un spectacol foarte bun, un spectacol cu anumite actori internaționali și nu folosesc cuvinte mari aici, mi-a sun. Și un spectacol de revăzut, pentru că de fiecare dată când o să veniți la spectacol și vă invit iarăși pe calea asta, pentru că știu că o să o trece prin de 100.000 de locuitori, ceea ce mă bucură, pentru că înseamnă că ar trebui ca spectacolul să aibă viață lungă aici, așa mi-aș dori. O să aflați sau o să descoperiți lucruri noi la fiecare apariție, practic, la fiecare întâlnire la spectacolul ăsta și asta m-a bucurat. De altfel, mă bucura și o să ar bine așa cum sunt, pentru că convins că o să avem. Altă trebuie, mulțumesc. Atât? Nu. Da, vă identificați în personajul pe care îl jucați? Da. Bine, acum nu totalmente, dar încerc să găsesc că părticică pe oriunde. Da, sunt chestii pe care le găsim și regăsim în noi, după multe căutări. Ăsta e și rostul repetițiilor, pe de altă parte. E această căutare constantă. Are umor, are multă ironie, e chiar cinic pe alocuri și știe să interpreteze, are o inteligență afectivă foarte dezvoltată și știe să potențeze, practic, lucrurile în favoarea lui și cred că vă va face plăcere să vedeți la lucru și în acțiune. Pentru publicul tău. Vă rog, vă rog. Sigur. A fost construită, eu îi știam pe fiecare, am văzut jucăm. Și mi s-au făcut foarte potriviți pentru situația dramatică expusă de text. Deci și o opțiune. Opțiune care am întâlnit pentru toți sunt foarte bun ceea ce fac. Și o să vedeți și dumneavoastră pe 26. Și practic, da, așa am înțeles. Adică mi s-au făcut să iau lucruri potriviți și iată de asta. Și să zic despre personajul meu este Anette Rei. E o femeie care încearcă foarte mult să îi motivează pe ceilalți, în detrimentul propriei persoane. Cred că poziția asta cumva o înțeleg, că și eu sunt un om care încearcă sau încerca înainte să fie foarte atent la nevoile celor din jur, să-mi deranjeze, să mă împuce și cred că asta naște o frustrare foarte mare pentru cele astea persoane. Și această frustrare explodează în momentul în care se întâlnesc cele două cupluri, o jumătate de tensiune. Da. Cumva mai doi aici ne asemănăm, că și eu încerc să stabilesc așa o pace generală, chiar dacă calc așa niște principii și scopul nostru cumva e să liniștim situația care se creează în timp, încercăm să o gestionăm cât de bine putem. Iar aici intervine rolul Biancăi, soția mea, care cumva are un alt fel de a gândi, un mod mai sănătos de a gândi, foarte directă, spune pe gură ce are de spus este. Sinceră cumva, nu? Da, eu aici mă asemăn deloc cu voi. Da. Și aici conflictul. Da, pe Carol Ivano, tu ești? Eu sunt Michel, soțul. Și, da, aici mă asemăn deloc cu ei. Sunt joc o femeie despre care se spune că nu are simțul umorului și nu înțeleg de ce. Toată lumea spune asta. Da. Bine, și îmi vrea tot timpul să fie dreptate de partea ei. Da. Ce are publicul tânăr de învățat după vizionarea acestei piese? Cine dorește să răspundă aici? Publicul tânăr la Turca și publicul mai puțin matur, să zicem. Matur. Are de învățat că suntem oameni și că toți greșim și de aceea, pe lucrurile care încercăm să încerc, o să-l expertizez
ar putea înțelege odată că trebuie să fim un pic mai înțelegători, un pic mai atenți la detalii și ar putea înțelege faptul că până și părinții, da, pe care ei îi, nu știu, idolatrizează, îi respectă foarte mult, pot ajunge foarte ușor în niște circunstanțe sau contexte unde se comportă efectiv pentru niște copii, poate chiar mai rău decât copiii la vârstele, la vârstele lor cu Irina. Și atunci e o lecție de ambele părți, cumva. Adică vezi un om matur în deplinătatea vârstei care ajunge să facă niște lucruri efectiv total nejustificate și total copilărești, la care nu te-ai fi gândit inițial. Și cred că e o lecție și pentru cei tineri, de altfel și pentru cei maturi, la fel cum ați menționat în anterior, pentru că, da, te regăsești în situația aia și o, Doamne, așa mă referă și vai, vai. Și poate nu trebuia, dar asta vine retrospectiv. Doar vreau să zic că, cumva, e o oportunitate foarte bună pentru un copil să vadă cum arată iubirea reală. Pentru că e vorba despre, și despre iubire în spectacolul ăsta. Combustia internă a personajelor e generată de iubirea pentru copii. Și atunci ei pot vedea că iubirea nu e, uneori nu e frumoasă. Iubirea mării implică aperi, da, implică niște lucruri și părinții ajung să facă niște lucruri, să spună niște lucruri pe gură, care, într-adevăr, pot părea un pic odioase așa, dar ele vin din iubire, dintr-o iubire extrem de mare. Da. Cred că doamna directoare așteaptă un răspuns. Spuneați că urmează, probabil, alte colaborări cu Teatrul George Ciprian. Întâi să vedem spectacolele care au venit de o săptămână, zile de ieri sau... Da, chiar de ieri. Încă nu mi-am dat seama, dar sunt sigur va veni, pentru că cine ne cantă praful își dorește întotdeauna să se reîntoarcă. Așa că eu sunt optimistă și sigur că o să așa de colaborare. Experiența unui actor cu un teatru de proiecte cred că este totuși un pic diferită față de teatru cu... Da, e puțin, adică la lucru cred că e diferită, n-a trebuit să fie diferită la lucru propriu zis. E diferită legată de, din punctul meu de vedere, un avantaj foarte mare, că acest teatru e un teatru de proiect și un teatru de repertoriu, pentru că reușesc să-mi fac echipa cum îmi imaginez eu și cumva o reprezentate mai mare care închis-o într-o structură de genul ăsta. Decât a venit într-un teatru unde actorii au fost angajați, a fost limitat probabil la opțiunile actorilor angajați din acel teatru. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare un lucru foarte bun. Mai sunt întrebări?
până acum și toți mi-au dat acela spus, văd dacă că la urmă spune și voi. Cât de greu e ca tânăr actor, ca absolvent de teatru să te angajezi la un teatru, cât de greu e să fii cooptat într-un serial TV sau cam ce se întâmplă cu voi după ce terminați teatru? Sunt două deja diferite care necesită... Hai să ne fim la teatru. Să nu știu cu teatru sau să ne reformăm la teatru. În primul rând trebuie să înțelegeți, dacă știți, dacă nu, dar e bine, practic, să reiterăm gândurile astea. Chestia cu angajarea e un lucru care se întâmplă cu o anumită ciclicitate în România. Deci, când auziți, există actor colaborator, da? Și actor angajat. Actorul angajat, practic, e angajat pe un teatru și plătit direct prin Ministerul Muncii. Actorul colaborator e plătit pe remunerație. Fiecare absolvent din România, și sunt mulți într-un an, încearcă, practic, să dea din coate cu linia de rigoare și să-și creeze o șansă în teatru, sigur, în film, televiziune și mai departe, mergând la castinguri, înscriindu-se tot felul de baze de date și pe probabilitatea faptului că va fi chemat la acele castinguri, încearcă să ia rolul și să aibă mai multe proiecte. Ei, chestia cu angajarea vine foarte greu de aici și răspunsul că e tristă, dar nu vreau să dăm într-o notă tristă, ce e realistă și e bine pentru cei care ne privesc să afle răspunsul ăsta. E trist statutul actorului tânăr în România, pentru că angajarea vine într-o ciclicitate a, nu știu, unor ani în care se deschid niște posturi, cei în vârstă sau cei care, din păcate, se duc într-o lume mai bună, eliberează, practic, un post administrativ, asta se întâmplă, și sunt anumite aprobări și mai departe se deschide un post unde tu, ca director de teatru, ai șansă, practic, să deschizi un concurs și să angajezi pe cineva. Dar asta nu e o chestie la momentul potrivit. Adică nu e nici atunci când poate își dorește regizorul să angajeze pe cineva, nu e nici când își dorește actorul să fie angajat. Și oricum, chiar dacă s-ar putea, nu putem avea o situație utopică, pentru că nu sunt suficiente posturi pentru câți actori ar trebui să se angajeze. Și eu chestie, spre exemplu, generația noastră aici, în afară de Nico, dar eu am fost coleg cu Codrin și Bianca de generație, îi respect și în același timp cred despre noi că suntem o tânără generație plină de dorință și de motivație pe care a demonstrat, dar noi n-am avut de multe ori norocul acelor ani, adică când prin 2016, când s-au făcut cu un șir de angajări, în majoritatea de din București, pentru că acolo am trebuit la ONDC, noi n-aveam, eram aproape anul 2, 2015-2016, posturile se deschideau, dar ca să fie eligibil trebuia să fii ori anul 3, am terminat de studiu, ori master anul 3, ori noi eram anul 3 sau anul 2. Alea au trecut și după asta te trezești într-o situație total neașteptată și nefericită în care mai aștepți cine știe câți ani să mai apar un post la teatru respectiv sau la celălalt și mai departe. Între timp, n-ai ce să faci pentru că așa e sistemul făcut, alegi după proiecte. Deci cam asta e. Totul e plin de subiectivism și de incertitudine. Care, da, vă zic sincer, n-a ajutat absolut deloc un actor tânăr, nu-i dă încredere, nu-l face să fie motivat de viitor, pentru viitor, de asta eu am declarat în repetate rânduri că chiar înainte de serialul în care fac parte, am pus să mă las a doua oară, pentru că nu cred în tipul ăsta de incertitudine, nu e pentru mine. Și e păcat pentru că se pierd valorul așa de tot. Chiar e foarte mare păcat și cred că am vorbit destul și m-am spus destul de informații, să-l dați și în colegii. Nu, vreau să spun că vorbeam de două zile la masă, că trebuie să te obișnuiești și să primești foarte multe refuzuri. Și asta e foarte greu și, din păcate, e o realitate și e trebuie să fie așa, pentru că te pregătești pentru o casă sau pentru o audiție, dai tu ce e tu mai bun. De cele mai multe ori nu primești niciun răspuns, nu există un sistem prin care tu să fii anunțat, de exemplu, că nu ai luat casă sau că ai luat altcineva și asta, odată cu timpul, naște frustrare, pentru că, evident, că tu ceva greșit sau că nu ești suficient de bun, ceea ce de cele mai multe ori nu e real. De cele mai multe ori te-ai închiniei cu regizorul sau te potrivești ca tipologie sau ca vârstă sau orice ar fi, dar asta mi se pare mie foarte greu. Chiar e discutat cu o colegă despre un caz pe care nu l-am luat și mă tristez de fiecare dată, deși de fiecare dată încerc să mă pregătesc și să dau casă și pe aia să uit că l-am dat și să uit că există proiectul respectiv, de fiecare dată e o lovitură. Și cred că, mai ales acum, spus cred de acum 30-40 de ani, când terminai facultatea, aveai postul asigurat, aveai casa asigurată și știai că vei apărea la televiziune, în filme, și erau 6-8 actori care jucau peste tot. Noi suntem 70 de ani sau cât suntem și e o concurență foarte mare. E și asta o problemă.
să ai ficatul mare, ca să zic așa. Bun, și ce ar trebui schimbat pentru a exista această siguranță? Eu cred că trebuie să existe mai multe lucrate de proiect, nu doar lucrate prin oameni angajați, și cred că trebuie să existe mai puține lucruri în facultate. Pentru că dacă ai 50 de studenți, atunci trebuie să le asiguri un viitor. Dacă nu, reduci numărul și faci așa fel încât să poți cât de cât să le asiguri un viitor. Altfel suntem într-o situație foarte, foarte dificilă. Așadar, ce ați transmite unui tânăr care și-ar dori să urmeze această carieră? Ce este asta? Ceva ce mi-a transmis mie mama și îmi pare foarte important, să ai răbdare, să știi că e cărămidă cu cărămidă ce construiești. Că visul ăsta, că ajungi și dai la facultate și ai un boom din ăsta, te-ai în facultate și toată lumea te vrea și ești un star și la televizor și în filme și așa, e ceva ce te poate dobori. Și dacă ai așteptări atât de mari, nu simte să vinci. E ca cum spunea Shakespeare, mai bine să nu am așteptat să nu am dezamăgit. Da. Aș vrea să-mi pus să fac asta. Da. 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 Eu am o completare tot pe care asta și pe care am trebuit în restaurant, care mi se pare foarte potrivită pentru contextul pentru care ne aflăm astăzi de aici. Legat de actoritme și legat de distribuția noastră, iată și chiar în regia lui Tavi, care e foarte tânăr și foarte bine că se întâmplă asta. Nu-l complimentez doar pentru că mi-a dat rost, nu? Iar e un regizor tânăr și e un regizor foarte talentat. Să veniți la teatru și să veniți să urmăriți actorii tineri. Vă invit să ne urmăriți. De ce? Pentru că am mai spus asta, dar îmi place să o repet. Trăim un pic din păcate și sper că o dată cu generația asta tinere, care eu cred, se vor mai schimba măcar câteva lucruri în bine. Pentru că, așa cum spunea și Nicu anterior, de multe ori există preconcepția asta, iarăși o spun, văd la mine pe comentarii care înțeleg socializare și care mă nu sunt puține deloc. Domnule, acum se naște o generație de actori, noi. Eu prostii. Actorii s-au născut de mult, noi, fiecare dintre noi, avem deja un parcurs. Dacă n-am stat nopți în facultate și proiecte la care poate am fost plătiți, n-am fost plătiți, am lucrat de ne-au sărit capacele și noi încă facem treabă, doar că avem nevoie, practic, și de vizibilitatea și validarea celor care ne urmăresc. Ce vreau să spun cu asta? Până acum, sau în sistemul ăsta teatral, oamenii au fost un pic obișnuiți, domnule, marile valori. Marile valori, bineînțeles, au existat, dar au existat dinainte și vor exista în continuare, și după noi și înaintea noastră. Avantajul publicului de până acum și al actorilor mai mult implicit era că erau foarte puțini într-o piață care, așa cum era și înainte, doar că numărul era mai scăzut, și atunci vizibilitatea lor era enormă, adică, așa cum spunea Nico, erau 20-30 de actori, nu știu, care erau foarte folosiți și utilizați în orice teatru, în film, televiziune și mai departe. Și doar prin constanța asta a apariției, păreau că, nu știu, sunt de neegalat. Doar că noi, acum, actorii din generația asta, trăim într-o era tehnologizării, într-o era deschisă în care viteza informației este instantă, și atunci, practic, noi nu mai concurăm doar seara de la 7 la 9 sau când se dădeau pe post, pe televizor, eu știu, la televizor, seriale, filme și mai departe. În 2023, implicit în anii ăștia, noi concurăm instant cu ceilalți actori sau producători din România, din Europa, de peste ocean, deodată, simultan. Adică nu îl vezi doar pe Denis Angan sau pe Nico sau pe Cotrin sau pe Bianca și zici, domnule, ei sunt ăștia, pe ai noștri, pentru că nu mai ai acces și la alții. Pentru că dacă stăm, era multă obiectivă, adică, cu tot respectul, în timpul comunismului, dacă îl vedeam și pe Laurent Olivier, dacă îl vedeam și pe Alain Delon și mai departe, cred că lucrurile este un pic diferit, dar accesul la informații nu era chiar așa. Și pentru că te raportai doar la ce vedeai, normal că părea că nimic nu există mai bun și că doar pe ăștia avem. Sigur că da, și sunt magistrali. Dar în același timp, acum când aud prostia asta, domnule, actorii tineri, de aia, că mai... Nu e adevărat. Pentru că tu compari direct. Și atunci nu e corect balanța asta, nu e corect la asta mă refer. Și atunci, fata mea asta. E un handicap. Exact. Noi acum avem Netflix, avem HBO, vedem producții din
din America sau din alte țări cu zeci de milioane de dolari și vedem mai multe producții. Da, 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 dar la noi nu e ca la comunitatea, dar noi mai avem de muncă până acolo. Pentru că noi până acum făceam două bețe cruce și mi se părea că e wow. Dar pentru că nu aveam termen de comparație, la de fapt. E ca în relație, e ca în orice. Și atunci vă invit pe calea asta să susținem actorii tineri. Iată, avem o distribuție cu actori tineri foarte talentați în opinia mea și e bine să-i susținem, pentru că fie că ne place, fie că nu, ăștia sunt. Și în câțiva ani, cu ăștia o să ne filmăm, adică despre ei sau dintre ei vom spune, da, domnule, cine știe ce valori artistice, culturale avem. Și măcar să învățăm lecția asta, dacă generația de înainte noastră nu a învățat o asemenea, cât apreciau valorile post-mortem, hai să învățăm să le apreciem cât sunt încă lângă noi, cât suntem contemporani, nu cu mine, domnule, nu vreau să spune aiurea sau exagerat, dar să ne apreciem între noi acum. Pentru că alte generații au făcut greșeala asta și au apreciat după fărie păcată. Vă invit pe care asta la spectacol și vă mulțumesc că ați ascultat acest film. Tot pentru Denis o întrebare, mai plăcut să joci în film sau în teatru? Unde? În film sau teatru? Unde vreau e să mai fiu? Plăcut să joci film sau teatru? E o întrebare subiectivă și răspunsul ar putea să mă caracterizeze pe mine și doar pe răspuns subiectiv. Să joci, efectiv, pentru mine mai plăcut în teatru, pentru că experiența și feedback-ul e mult mai autentic, pentru că e aievea, e acolo, îl simți, e acolo cu tine, simți energia și vibrația sării. Dar în același timp, răspunsul rațional e mai plăcut să, este că e mai plăcut să joci în film, pentru că toată munca aia rămâne. Pe când teatru e un pic efemer, adică dumneavoastră nu știu cu cât spirit de detaliu vă amintiți, nu știu ce piesă din nu știu ce stagiune ați văzut acum 4 sau 5 ani. Probabil mai mulți așa în mare distribuția sau autorii principali, dacă scenografia, dacă n-aveți idee de altceva. Pe când un film puteți să puneți în seara să-și să-l revedeți, adică v-a plăcut, că-l găsiți undeva pe vreo platformă. Și atunci, ăsta e un avantaj enorm, că poate călătorii așa peste timp și poate rămâne la fel de autentic și veridic. În teatru, din păcate, frumusețe că e acolo și e atât, dar nu-i păcat să nu știu. Și rămân, asta mă doare undeva și de asta cu rațiunea aș alege filmul, pentru că aș dori ca munca mea, și o spun cu toată sinceritatea, să rămână, pentru că a fost depusă și a fost, e 100% și în teatru și în film. Dar acolo rămân și parcă asta mă bucură mai mult, până la urmă nu e un gând care mă caracterizează doar pe mine, e decât toată omenirea asta, vrem să lăsăm ceva în urmă. Și ca acolo ce poți să dorești, mai mult decât să lași ceva în metalul corectiv al celor care te vinesc. Și celebritatea care vine totuși din film. Da, vine din film, vine și din teatru, dar din film, practic, capătă o altă valoare. E undeva dincolo de ce ți-ai putea imagina, mai ales în societatea asta. Adică în anii ăștia ieșită online, înainte nu exista termenul ăsta. Și atunci, da, vine. Depinde cum o primești și depinde cât te interesează. Cam așa. Mulțumesc. Mersi și eu. Mă bucur, dar e nicio astăzi. Critica de România oricum e foarte șumă despre inexistentă și asta datorită faptul că ei și-au dat la fel singuri, în sensul în care nu totul e bine și nu totul e bine, totul e de fapt prost, deci nu contează că vă relevanță, acum nu știu dacă e bine, apoi să mă citați sau nu, dar nu contează că vă relevanță critica, important e mai important cum se vede reacția publicului și cum e primit spectacolul de către ele cel care ne confirmă sau nu confirmă prezența aici. Deci, într-o vedere, nu am fost interesat de fel. Și pentru el cum face ce face. Care este conceptul regizoral și cum a fost cumva adaptat pentru buzoieni? Există note proprii, a adaptat acest spectacol pentru buzoieni? Există ceva verificat? Nu pentru că textul e un text atât de repetat, nu este gândit atât de universal și atât de universal la alte umane, încât nu cred că e necesară o clasare atât de precisă pentru buzoieni. E un spectacol pentru toți oamenii vorbitori de lume ca să înțeleagă și numai. Pentru că vorbim de niște lucruri atât de complexe și atât de universal valabile, încât nu cred că necesită o clasare geografică sau o modificare a textului sau a relațiilor sau a lucrurilor atât de specific. Mai ales mulțumim frumos! Așadar, vă așteptăm luni 27 martie, de ziua Mondială a Teatrului, la premiera spectacolului de ora 9. Așa că mulțumim încă o dată, mulțumim încă o dată echipei care sunt acum pentru o perioadă colegii mei.